Ne îndreptăm spre dictatură? Aceasta este întrebarea pe care și-o pun românii în ultima perioadă. Guvernul liberal le-a dat polițiștilor un plan de amenzi. Acest lucru obligă oamenii legii să amendeze populația și se poate ajunge chiar la abuzuri, pentru că polițiștii nu vor să-și piardă jobul. Este uimitor cum guvernul PNL prezumă că românii sunt infractori și recurge la planul de amenzi. Pentru guvernul Orban nu contează realitatea, nu contează că nu poți amenda decât pe cel care încalcă legea. Oamenii ar trebui să fie partenerii autorităților în fața pandemiei. În schimb, autoritățile guvernamentale manifestă reflexe totalitare să-i vâneze efectiv pe oameni ca în urmă cu 30 de ani. Este dezolant cum poliția și DSP-urile se luptă acum cu oamenii simpli, nu cu virusul, și le caută nod în papură românilor doar ca să îndeplinească planul de amenzi dat de guvernul PNL. Este dezamăgitor cum unii oameni se plâng că abeau bani de măști, dar rămite de aceste amenzi cu valori foarte mari pentru un om simplu. Mehedințenii nu sunt de acord cu planul de amenzi dat polițiștilor de către guvernul liberal. Sunt obligați săracii să respecte. Dar să fie un pic mai indulgent, să se poată orienta, mai ales la pensionari, care poate că încalcă, poate n-au nici un ban să-și ia o mască cel puțin, dar sunt nevoie să vină până la farmacie, ca să-și ia tratamentul necesar să nu ieșuieze. Deci sunt unele chestii care nu sunt conforme cu realitatea. Polițistul este un angajat. De frică că își pierde serviciu, face ce-i spune. Eu n-am văzut, rar sunt într-adevăr tineri, deci în special tineri, care mai merg pe conștiință. Se gândesc că și ei au părinți, au frați, au surori, au neamuri. Dar în marea majoritate, ca să nu își piardă serviciu, votează și fac ce le spune de sus. E clar. Asta se întâmplă în țara asta. La toți le e frică că își pierd serviciu. Și de-aia fac, pun și amenzi, de-aia pun și dau și amenzi. Au un plan. Ce prevenire, ce apropiere față de cetățean. Trebuie ca polițiștii să îndeplinească planul de amenzi ca șefii să aibă ce raporta la minister.